Viticultura este cel mai important pas pentru producerea unor vinuri de calitate, deoarece niciun fel de tehnologie nu poate înlocui starea de sănătate sau calitatea strugurilor. În ultima zi de iarnă, în timpul lucrărilor din cadrul unui proiect de reconversie a plantației de viță de vie, interlocutorul nostru, Eugen Nicolescu, ne-a spus că, în opinia sa, în anii următori, vinificația din România va avea o creștere constantă, atât din punct de vedere al vinurilor în cantități mici, cât și al celor de volume mari. Să-l urmărim! Bine ați revenit la noi! 2024, sfârșit. 2024, ultima zi de iarnă. Aia vreau să zic, sfârșit de iarnă, început de primăvară, vreme relativ normală față de restul țării, 8-9 grade ziua, 2-3 grade noaptea, cât o să țin așa. Și aici se muncește totuși cu multă hărnicie. Da, am muncit toată iarna, finalizăm măsura 2 pe reconversie-replantare. Am replantat 55 de hectare, am început în 2023, terminăm acum. Lucrurile merg bine, fonduri europene, 90%, suntem în grafic, sperăm că va fi un an mai bun, cu ceva precipitații. Am avut ceva precipitații în timpul iernii. În principiu stăm mai bine decât în alți ani. Avem și o șansă de a revigora toată plantația în urma a 3-4 ani de secetă pedologică. Premizele sunt bune. Să sperăm că ne descurcăm și anul ăsta. Ne vom descurca. Suntem la capătul celor 2 ani de lucrări de reconversie. Ce au însemnat acești 2 ani? Da, ultima etapă, 2 ani de reconversie. De fapt, suntem la ultimii 8 ani de reconversie, am tot plantat până am refăcut în totalitate plantația, aproape 200 de hectare. Ne vom aștepta la niște rezultate favorabile. Strugurii au premize pentru calitate, producții medii, sperăm că lucrurile se vor desfășura bine. Mai pe larg, cum se concretizează această etapă de reconversie în cantitatea de struguri obținuți și calitatea lor? Da, în momentul în care facem o replantare, ne gândim la o direcție de producție. Adică ne gândim la ce trebuie să ajungă pe raft, ce vom vinde și o luăm înapoi și vedem ce alegem astfel încât să ajungem la sticla sau la vinul îmbuteliat sau la vinul vrac, la bag-in-box, la ceea ce avem în planul de afaceri să realizăm ulterior. Deci avem cam toate direcțiile de producție în Podgoria Babadag, de la sticlă până la bag-in-box și vinuri vrac. Deci am replantat clone de calitate, de cantitate, clone medii, struguri albi, roșii, roze. Acoperim în momentul ăsta cam toată gama de struguri de pe piața românească. Avem aproape 20 de soiuri. Am vorbit de reconversie, ați amintit și de sticlă și dacă vorbim de sticlă, orice sticlă cu vin include o poveste. Care e povestea acestui vin și a acestei podgorii? Plecăm de la o podgorie, ultima podgorie, cred că plantată în regimul comunist. Am văzut soiurile care s-au pretat și am încercat să continuăm povestea cu soiuri autohtone și soiuri europene care au dat rezultate și în trecut și am diversificat puțin față de ele. Avem Aligoteu de Babadag, foarte bune rezultate pe Feteasca Neagră, Merlot foarte bun și apoi soiurile clasice, Chardonnay, Sauvignon Blanc, avem Muscato Tonel, tămâiasă românească, am diversificat și cu Pinot Gris, cu Traminer, avem soiuri noi, am plantat Negru de Drăgășani, avem o gamă completă și în urma investițiilor și de la cramă, o modernizare foarte bine pusă la punct, rezultatele vor apărea, au apărut deja pe calitatea vinurilor pe care noi le producem. Spuneați că e ultima plantație din regimul comunist. Alexander Dumas vorbea despre cei trei mușchetari după 20 de ani. Acum vorbim după 30 de ani de la ultima plantație din regimul comunist. Ce au însemnat aceștia? Vorbim cam de 40 de ani după ultima plantație, cât timpul trece foarte repede. Este o plantație care a fost realizată în anii 80, cu rezultate bune. Continuăm aceeași linie. Structura de bază este cea de atunci, pe care am diversificat-o așa cum cere piața, pentru că în momentul ăsta trebuie să ai o soluție la orice, piața e dinamică, se schimbă, e așezată, mai ales pe vinul la sticlă, unde e
acolo se face profitul și putem să facem cam orice în momentul ăsta ce cere piața și ne putem adapta la cererile pieții. Orice podgorie, orice cramă are anumite particularități, pornind de la calitățile solului, de la microclimat și așa mai departe. Care sunt particularitățile podgoriei de la Babadac și a vinului obținut aici? Sigur că da, sigur că da. Bogăția acestei zone, din punct de vedere viticol, este deosebită. Sol calcaros, aciditate, o acumulare echilibrată a zaharurilor, a culorii, a acidității în struguri. Ne putem întinde chiar și la cules pe o perioadă destul de lungă, fără afectarea calității strugurilor. Ne aduce foarte multe, foarte multe avantaje. Deci este o zonă în care se pot face atât vinuri albe, roșii, cât și roze de mare calitate. Este o zonă pretabilă la toate aceste, la toate aceste condiții pe care le pune piața. Microclimatul foarte bun, suntem pe malul lacului Babadag, este fostă lagună a Mării Negre, are un climat maritim, suntem la poalele unei păduri de stejar, rezervație naturală, avem seara răcoare, avem, cum spune, acest climat mediteranean, aceste două caracteristici îmbinându-se foarte bine pentru acest areal al podguriei Babadac. Ce a însemnat această iarnă pentru strugurii pe care îi vom recolta, pentru vinul pe care îl vom produce? A fost o iarnă mai puțin atipică față de ce a fost până acum. Adică am avut puțină zăpadă, puțină brumă, am acumulat ceva apă de la precipitațiile pe care le-am avut. Deci, din punctul meu de vedere, 2024 începe bine. Începe bine, vedem cum va continua, dar premisele sunt foarte bune pentru producția ulterioară de anul ăsta, din toate punctele de vedere. Precipitații, temperaturi, n-au fost temperaturi extrem de ridicate în această iarnă, stăm bine, ca o concluzie. Ce ar însemna pentru particularitățile vinului pe care îl vom obține aceste condiții de care vorbim? Puncte de calitate, probabil că va fi o creștere și pe producție, cu toate că podgoria dă niște producții peste medie, cu toate problemele pe care le face seceta pedologică, dar care s-a instalat de câțiva ani, dar avem și toate aceste plusuri pe care le avem, o cât de cât o normalizare, o mică normalizare a iernii ne va aduce și elemente de calitate pe vinurile ulterioare, pe struguri și pe vinurile ulterioare și pe o creștere normală a plantelor tinere și pe o dezvoltare normală a plantației. Toată plantația este până în 10 ani, este tânără. Vorbim de nevoia de forță de muncă, forța de muncă se plâng toți în agricultură, în toate domeniile și aici în domeniul viticulturii avem nevoie, mai ales în anumite perioade, de multă forță de muncă. Cum faceți față? Așa este, ne adaptăm. Nu există forță de muncă. Acum trebuie să plătim și mai mult la impozite. Pentru noi este o lovitură treaba asta. Nu cred că s-a gândit foarte bine măsura, pentru că soluția este foarte simplă. Nu vom mai lucra cu oameni. Nu avem cum să suportăm costurile. Noi nu ieșim cu producția de struguri în costuri și nu cred că se iese nicăieri în România atâta timp cât nu ai acces la apă. Dar încercăm să ne orientăm, să ne adaptăm la ceea ce avem. Am mecanizat foarte mult, inclusiv tăiatul se face 70% mecanizat cu mașină de pretăiat. Venim doar cu o cosmetizare în spate. În principiu nu mai legăm, vedem ce condiții ulterioare vom avea, vedem cum va merge piața, vedem cum va evolua vânzarea vinurilor la nivel de România și la nivel global. Și în momentul ăla vom vedea ce facem. Nu este o situație fericită din punct de vedere financiar și a condițiilor care ni se impun, dar încercăm să trecem peste, că în primul rând avem obligații. Avem niște obligații pe fonduri europene, dar nu putem accesa anumite lucruri, iarăși din cauza unor formalități birocratice excesive, care văd că evoluează nu foarte bine în România.
Și pentru că amintați de vânzarea vinurilor, cum s-au schimbat obiceiurile de consum? Vorbim de ce se întâmplă înainte de pandemie, vorbim de ce se întâmplă acum după pandemie, când industria Horeca practic a stagnat 2 sau 3 ani de zile. Cum au evoluat lucrurile? În rău, în bine, acum? Lucrurile în principal au evoluat în bine, pentru că odată cu creșterea puterii de cumpărare a populației și cu deschiderea față de lumea civilizată, vinul la sticlă a început să crească ca vânzare. Omul a început să cunoască un vin bun, să aibă preferințe, are de unde alege. Sunt câteva sute de crame în România care vin cu o ofertă foarte bună, foarte variată, foarte bine pusă la punct, care ușor, ușor cred că se va impune și afară, pentru că va fi creștere. Avem destul de puține vinuri pe raft în Uniunea Europeană și în alte locuri, spre deosebire de vecinii noștri, dar tendința este de creștere. Calitatea vinului în România crește de la an la an. Cerințele și exigențele băutorilor de vin, la sticlă mai ales, sunt din ce în ce mai mari, încep să cunoască despre ce este vorba și noi trebuie să ne adaptăm acestor cerințe. Iar plusul de valoare, atât cât se poate face și pentru o podgorie pe termen lung, este vinul la sticlă la un preț mediu. Și atunci vorbim și de dezvoltarea turismului de profil, pentru că una e să vezi un vin într-un raft, într-un supermarket, alta e să-l vezi la cramă și să-i cunoști povestea. Sigur că da, sigur că da, dar aici nu putem face lucrul ăsta prin forțe proprii. Numai societățile care investesc în zonele viticole și schimbă efectiv statutul social al zonei respective, din punct de vedere turistic și cultural până la urmă. Aici trebuie să fie o implicare, o politică a statului român pentru această comoară pe care o avem noi cu această calitate de țară viticolă. Deci, atât timp cât nu vom avea o implicare a statului român în niște drumuri ale vinului, într-o promovare agresivă a acestui domeniu de care beneficiem în țara asta, va fi foarte greu. Dar probabil că lucrurile se vor mișca ușor, ușor și cu ajutorul banilor europeni vom ajunge la un moment dat unde trebuie. Și pentru că vorbim de banii europeni, vorbim aici de un proiect de reconversie, cât de mult v-au ajutat aceștia? Maxim. Deci, atâta timp când n-ar fi fost programele europene de reconversie, replantare, cred că România nu ar mai fi fost o țară viticolă, decât acolo unde costurile sunt foarte mari pentru a face un vin, pentru că trebuie să pleci de la plantarea unei vițe. Totul costă foarte mult, sumele sunt colosale, cheltuielile sunt foarte mari pe hectar, sunt din ce în ce mai mari, exigențele sunt din ce în ce mai mari. Nu avem niște legi care să ne ajute așa capital. Și atunci trebuie să ne luptăm cu foarte multe lucruri, dar iată că ușor, ușor industria se dezvoltă și reușim, sper eu, să câștigăm războiul ăsta cu piața. Și de la fondurile europene să ne întoarcem la statul român de care vorbeați mai devreme. Ce face statul român? Ne încurcă, ne ajută și ce ar trebui să facă pentru mai bine ale viticultorilor? Nu, categoric ne ajută. Adică nu se poate pune problema că nu ne ajută, dar trebuie să ne ajute mult mai mult. Adică trebuie o implicare mult mai mare în domeniul acesta. În culturile astea speciale, cum este vița de vie, atât timp cât nu accelerezi procesele de irigație, efectiv să vină statul să te ajute. Este un patrimoniu al statului român, viticultura. Trebuie ajutată din toate punctele de vedere. Trebuie simplificate toate procedurile, pentru că până la urmă ne interesează să putem să hrănim aceste plante, să nu moară de sete, pentru că cu vremea care s-a schimbat, inclusiv vița de vie nu mai poate face față secetei acesteia. Și trebuie să fim ajutați. Totul trebuie să se miște foarte repede din punct de vedere al accesului fermierului la apă pentru irigații. Am mai spus treaba respectivă, adunăm pe Dunăre toată apa aproape din Europa, pe care o vărsăm în Marea Neagră. E păcat de ea să desalinizăm Marea Neagră în loc să ne udăm culturile în România.
La finalul acestui interviu pe care îl realizăm într-o plantație proaspăt înființată, în ultima zi de iarnă, cu un ochi spre primăvară, care este mesajul? Mesajul este să încercăm să luăm de la alții ce este bun și să nu renunțăm. Lucrurile merg greu, este în ce în ce mai greu și să încercăm să privim cu optimism înainte și mai ales cei care suntem pasionați să punem cât mai mult din ceea ce putem face astfel încât lucrurile să iasă bine, pentru că va ieși bine pentru toată lumea. Încă o dată, faptul că suntem țară viticolă este un punct foarte al acestei țări.